Festivalul veteranilor din teatrele de operații a ajuns la final. Au fost două zile pline, iar evenimentul aflat la a treia ediție a fost încărcat de spectacol și emoție pentru cei care au reprezentat cu onoare și sacrificiu România în teatrele de operații. Prima seară a Festivalului Veteranilor din Teatrele de Operații, ce s-a desfășurat în acest sfârșit de săptămână în județul Mehedinți, a adus la trobeta Turnul Severin veterani din toată țara, dar și artiști care, în ciuda vremii ploioase, au întreținut atmosfera pe Esplanada Crișan. Consiliul Județean Mehedinți a avut onoarea de a fi partener la eveniment. Ideea venită de la președintele local, domnul Neagu, însoțit de șeful dumnealui, pe linie ierarhică în Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, de a organiza un astfel de festival la Turnul Severin în județul Mehedinți. M-a cucerit așa de la început și mi-a plăcut foarte mult ideea și încă din primele vorbe am înțeles ceea ce voiau să facă dumnealor și mi-am arătat tot sprijinul și la fel a înțeles și colegul meu, domnul primar Marius Creciu, pentru că orice eveniment pe care îl organizezi în județul Mehedinți, pe de o parte, ne dă nouă ocazia să ne arătăm respectul față de invitații noștri, participanții la un eveniment, ne dă ocazia să arătăm ce județ frumos avem, ce oraș frumos și curat avem și, de asemenea, este și obligația noastră să ne implicăm în astfel de evenimente. Domnul președinte Apostol, vă spun dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, bun venit în județul Mehedinți. Vă urez o ședere plăcută pe parcursul acestor zile. Mă bucur că ieri, de ziua eroilor, am avut onoarea să fiți alături de noi la un moment prin care și noi ne-am cinstit eroii neamului românesc și credeți-mă că aveți tot respectul meu. Muzica militară a Brigăzii 30, Garda Mihai Viteazu, ansamblul Danubius al Centrului Cultural Nichita Stănescu, ansamblul folcloric Telormanul și Florin Vasilică, dar și Dan Helciug au susținut momente artistice pentru a-i cinsti pe eroii participanți la acțiuni în teatrele de operații mulți răniți în timpul conflictelor. Am fost și eu încântat de ideea de a avea aici oameni care au luptat, oameni care ne-au reprezentat. Intrarea în NATO a venit cu avantaje, dar a venit și cu obligații. Vă mulțumim pentru faptul că dumneavoastră ați onorat aceste obligații ale poporului român și unii dintre cei cu care ați fost camarazi și-au dat chiar viața pe câmpul de luptă. Acum când războiul e undeva aproape de noi, poate noi, ca popor, ca țară, ne întoarcem puțin privirea către haina militară, pentru că sunt ani de zile de când, fără să o spunem, trebuie să o spunem fără niciun fel de reținere, parcă am dat așa puțin la o parte tot ce înseamnă militar, tot ce înseamnă dragoste de țară, parcă am intrat așa într-o zonă din care ieșim cu greu. Aveți tot respectul nostru pentru ceea ce ați făcut pentru noi ca țară. Sunt convins că dacă mâine se întâmplă ceva, veți fi la fel de prezenți, la fel de implicați și lucrul acesta nu poate decât să ne dea o anumită siguranță că rămânem un popor unit și un popor care își respectă valorile. Că pentru noi și pentru poporul român sunteți niște oameni extrem de valoroși. Sper să vă simțiți bine la drobeta Turnul Severin. Așa cum spunea și domnul prefect și domnul președinte, am depus toate eforturile ca lucrurile să se întâmple. Președintele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, Marius Apostol, a ales județul Mehedinți pentru organizarea celei de-a treia ediție a Young Veterans Fest, ceea ce nu a putut decât să onoreze autoritățile locale și județene, cât și pe toți cetățenii. Dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, care într-un număr foarte mare sunt prezenți pe raza județului Mehedinți, veterani ai teatrelor de operații, vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră la acest minunat eveniment, la acest al treilea festival pe care dumneavoastră îl organizați la nivel național. Cu această ocazie vă spunem bun venit în județul nostru și vă mulțumim că ne-ați ales pe noi ca să organizați
acest eveniment cu totul și cu totul deosebit pe parcursul a 3 zile. Nu este lipsit de importanță să mulțumim autorităților județene și locale, Consiliului Județean Mehedinți și Primăriei Drobeta Turnu Severin, prin domnul președinte prezent, domnul primar, care au făcut tot posibilul, s-au angrenat pentru ca acest festival să se desfășoare în condiții optime. Sper că și bunul Dumnezeu ne va ajuta pe partea dânsului. Ne bucurăm că sunt prezenți din toate colțurile țării minunații noștri veterani, care sunt o categorie de oameni aparte, oameni speciali, pentru că în general militarii sunt oameni speciali, oameni cu vocație, oameni cu demnitate, oameni integri, oameni care în orice moment nu precupețesc niciun efort și niciun sacrificiu în interesul instituției, în interesul țării și nu-și dezonorează haina militară. A doua zi de festival a început cu marșul motocicliștilor, la care au participat membrii asociațiilor de profil din toată țara. Ultima seară a evenimentului a fost încărcată de spectacol și emoție pentru cei ce au reprezentat cu onoare și sacrificiu România în teatrele de operație. Pe scenă au evoluat pandurii Vladimirescului cu melodii haiducești și patriotice, Narcisa Ciuhan cu melodii folclorice, Nadine și Pibanu XXL cu muzică hip-hop și trupa Gara Veche cu un repertoriu divers. Podul verde și în satul meu, dar tata-i dus de multă vreme și l-aștept mereu. De asemenea, în cadrul festivalului a fost inaugurat un punct de lucru mobil de informare turistică al Consiliului Județean Mehedinți, Geoparc Platoul Mehedinți, de unde cei interesați au putut afla despre frumusețea plaiurilor mehedințene. Tot pentru promovarea județului Mehedinți, în fața oaspeților veniți la festival s-au putut degusta vinurile Cramei Vinarte, dar și admirarea meșteșugului Olăritului lângă punctul mobil, fiind amplasată roata vestitului olar din Șișești, Marcel Tănăsie.